Iarna a venit aproape la timp în București, dar pentru mulți locuitori asta e tot ce mai lipsea. Mii de oameni n-au căldură și nici apă caldă și mulți se plâng că trăiesc ca în comunism. Nici motive de optimism nu au. Primarul capitalei le promite intrarea în lumea civilizată peste 2 ani. Caloriferele așa de vară, adică dacă ar sta la soare, și apă caldă fiind duminică, chiar am avut dimineața, să vedem cursul zilei și seara. E cu program sau? Da. Ca pe vremea lui Ceaușescu. Suntem obișnuiți. Ne simțim mai tineri cu 30 de ani. În pragul iernii sunt cel puțin 60 de zone în București unde caloriferele ocupă doar spațiu în casă, iar la toate robinetele curge apă rece. În sectorul 4 sunt acum cele mai multe avarii, 20, și locuitorii din sectoarele 1 și 5 stau în frig din cauza defecțiunilor din rețea. Mai norocoși sunt locuitorii din sectorul 3, acolo unde nu a fost raportată nicio avarie până în momentul de față. Aici este căldura dumneavoastră. În anumite zone, mai bine de jumătate din apa caldă se pierde din cauza conductelor vechi care s-au spart. În sectorul 1, însă, problema nu pare să fie foarte urgentă, pentru că în momentul de față nu se lucrează aici. Căldură tot uneori. Păi și cum te descurci? Cum vă descurcați? Puțin mai greu, că trebuie să ne facem duș doar când e apă caldă. Eu am o vârstă și am apucat să trăiesc și timpurile dinainte în comunism, în care stăteam cu pătura pe noi. Despre ce vorbim? Foarte greu, încălzim apa, nu? Uh-huh. Nu știu de ce mai plătim. Până la urmă o să ne punem central. Noul primar al capitalei vine cu o promisiune care nu ține de cald. Toți bucureștenii vor avea apă caldă și căldură peste 2 ani. Promisiunea mea este că iarna 2022-2023 va fi mult, mult, mult mai bună decât iarna aceasta și iarna viitoare. Iarna viitoare va fi mai bună decât cea din anul acesta. Pe problema de transport, noi avem de schimbat grosier 1000 de kilometri de conductă rețea principală. Avem bani în momentul ăsta pentru 350. Autoritățile promit că nu se va scumpi căldura în această iarnă.